Apropo, există și frica de vindecare, care de cele mai multe ori împiedică procesul în sine de vindecare, din păcate. Pentru că dacă mă vindec, păi, dispare ce? Victima. Păi și dacă nu mai sunt victimă? Nu, să știți că nu toate aceste frici sunt conștiente. Și nu le facem din adins. Gata, îmi propun eu acum să am frica de... Da? Nu. Automate, sunt comportamente care vin din subconștient. O parte din acel comportament îl conștientizăm, mai exact efectul, da? Că nu reușesc să mă vindec, spre exemplu. Nici de cum nu mă voi gândi că am frică de a mă vindeca. Și ce se ascunde în spatele acestei frici?